Psalmul 127, cuvântul Domnului spune așa: dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, căci prea iubiților lui el le dă pâine ca în somn. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pânteciului este o răsplată dată de el. Ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei, căci ei nu vor rămâne de rușine când vor vorbi cu vrășmașii lor la poartă. Mai citim un verset din Proverbe, capitolul 17, versetul 1. Mai bine o bucată de pâine uscată, cu pace, decât o casă plină de cărnuri, cu ceartă. Amin. Vă invit să vă reașezați. Iată-ne la ultima sesiune acestei extraordinare conferințe în care sunt uimit de modul în care Dumnezeu pune împreună lucrurile esențiale în viața noastră de credință. Am avut ocazia să ne închinăm atât de minunat cu o echipă binecuvântată de Domnul, care a fost o binecuvântare pentru noi. Dumnezeu să-i binecuvinteze! Am avut parte de rugăciune aprinsă, stăruitoare înaintea lui Dumnezeu, de seri de stăruință înaintea lui Dumnezeu, și Duhul lui Dumnezeu a răspuns și au fost oameni botezați de Domnul cu Duhul Sfânt în aceste vremuri. Lăudați să fie Domnul! Am avut parte de sesiuni de învățătură în care, din cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu a așezat cuvântul Său lucrător în ființele noastre, în inima noastră. Lăudați să fie Domnul! Și iată cum Domnul pune împreună. Am avut descoperire dumnezeiască din partea lui Dumnezeu prin cuvinte profetice, ceea ce este extraordinar în aceste vremuri. Nu ne surprinde Dumnezeu într-un mod minunat. Și iată cum noi nu trebuie să fim exclusiviști. Vrem numai asta, vrem numai asta, ne place numai asta. Da. Pentru că în relația noastră cu Dumnezeu, în viața de credință a bisericii, este nevoie de toate aceste segmente puse într-o perfectă armonie în relația noastră cu Dumnezeu. De aceea eu mă simt copleșit fiind pentru prima dată la această conferință și vreau să vă spun că mă duc cu un gust foarte plăcut și nu doar cu un gust plăcut, mă duc zidit. Și nu doar zidit, mă duc cu hotărâri. Pentru că, dragii mei, ar fi putut să fie cele mai frumoase seminarii, ar fi putut să fie cele mai frumoase seri de rugăciune, ar fi putut să fi beneficiat de rugăciunea fraților ieșind aici în față. Dacă nu plecăm cu hotărâri, putem să fim impresionați, putem să fim emoțional atinși, dar, dragii mei, viața de credință înseamnă decizie și continuare cu Duhul lui Dumnezeu pe cale. De aceea îmi doresc, adolescenții care ați auzit în prima seară despre crizele prin care puteți să treceți, lăsați-vă sub amprenta Duhului Sfânt și lăsați-vă prelucrați, stați aproape de Domnul, stați aproape de biserică, stați aproape de părinți și Dumnezeu vă va binecuvânta. Am auzit la al doilea seminar despre crizele prin care tinerii pot să treacă. Va vorbi Dumnezeu cum să luați decizii înțelepte. Stați aproape de Domnul și puneți cuvântul în inima dumneavoastră și deveniți înțelepți. Va vorbi Dumnezeu despre unul dintre cei mai importanți pași pe care va trebui să-i faceți, și anume alegerea partenerului de viață. Atât de concret, atât de biblic va vorbi Dumnezeu despre cum să faceți pasul acesta corect. Ascultați de Domnul și veți fi binecuvântați. Aseară, vorbind despre criza dintre părinți și copii, am văzut modul în care pot să apară tensiuni între diferitele generații aflate în aceeași casă. Și iată-ne la ultima sesiune în care cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre posibilele crize care pot să apară între soț și soție. Desigur, pare un subiect care este doar pentru un anumit segment prezent aici. Am încercat să mă las prelucrat de Duhul lui Dumnezeu în zilele acestea și am cerut de la Domnul un cuvânt prin care să fie zidiți cât și cei necăsătoriți, cât și familiile care nu se află într-o criză, dar au nevoie să stea cu ochii deschiși, pentru că diavolul pândește, și mă rog Domnului, în mod special acum, și vă rog să stați în rugăciune cu mine în timpul propovăduirii, pentru familiile aflate în criză, pentru familiile care au venit zdrobite aici
și pentru familiile care se gândesc că pleacă cu groază înapoi la aceeași atmosferă pe care au lăsat-o și pe care n-o mai suportă acasă, să atingă Duhul lui Dumnezeu toate familiile. Să vindece toate familiile, să vindece relația dintre soți, relația dintre părinți și copii, pentru că este voia lui Dumnezeu. Știți de ce, dragii mei? Pentru că astăzi, în lume, numai două instituții create de Dumnezeu mai țin echilibru. Restul praf se alege de tot. Uitați-vă ce se întâmplă în lumea asta. Nimeni nu mai pricepe nimic. Două instituții divine mai țin echilibru. Prima, familia. A doua este Biserica lui Iisus Hristos. Nu vi se pare că sunt cele mai atacate instituții astăzi? Spuneți-mi, dumneavoastră trăiți aici în vest, ce înseamnă familia în lumea vestică astăzi? Orice în afară de ceea ce a creat Dumnezeu, orice poate să fie familie. Dacă stau împreună în familie, dacă îi contract prenunțiale familie, dacă îi tot felul de surogate, de concubinași familie, orice familie, pentru că au distorsionat conceptul. Când îi spui unui om din vest, am familie, el nu înțelege exact ce. Pentru că deja este diluat acest concept. Să ne păzească Dumnezeu, să lăsăm ștacheta jos și să însemne familie altceva decât a lăsat Dumnezeu. Și anume, un bărbat pentru o femeie, pentru totdeauna. Pentru totdeauna. Este îngrijorător, dragii mei. Când, ca și păstor, ca și slujitor, și discutăm lucrurile acestea la toate conferințele, începem să vorbim tot mai mult de divorț, începem să vorbim tot mai mult de recăsătorie. De ce, dragii mei? De ce? Și lucrurile vin ca un tăvălug, doar în ultimii ani. De unde vine toate astea? Nu cumva este o lovitură a celui rău împotriva cele mai importante instituții, care este familia? Pentru că, dragii mei, nu uitați, prima biserică din care faceți parte este acasă, nu este biserica unde mergeți, acasă. A venit COVID-ul peste noi, n-am mai avut biserică. Unde a fost biserica? Acasă, dacă a fost biserică. Atunci ne-am dat seama dacă familia noastră este biserică sau nu. S-au prăbușit familii, știți de ce? Pentru că n-au fost biserică. Dar familiile care au înțeles că prima biserica noastră este cea de acasă și apoi cu familia sănătoasă de acasă mergem la familia extinsă care e biserica locală, atunci suntem o binecuvântare unii pentru alții. Dumnezeu să ne binecuvinteze! Așa cum am spus în această dimineață, o să vorbim despre câteva posibile cauze ale conflictelor între soț și soție și o să ne și oprim la vreo două dintre ele. Dar înainte de aceasta aș vrea să vă pun un test și fiecare dintre dumneavoastră vă rog să vă evaluați, nu gândindu-vă la partenerul de viață, ci uitându-vă în oglindă și la realitatea din casa dumneavoastră, pentru că ceea ce veți vedea este de fapt realitatea pe care dumneavoastră ați construit-o, eu am construit-o acasă la mine. Primul tip de familie pe care l-am văzut în anii aceștia de pastorație a fost familia conflictuală. Familia conflictuală. Familia conflictuală este familia nesigură. Este familia care n-are nevoie de niciun motiv să se certe. Este suficient să-și deschidă unul gura și să spună o silabă și urmează replica. Nici n-a pus să zici ceva și celălalt are comentarii, are completări. Niciodată nu-i bine, tot timpul mai are ceva de spus, tot timpul este ceva de corectat. Acolo s-a creat cumva o cale și știți valea aia când plouă, acolo se duce apa. Ori de câte ori nu mai auzi gura lui celălalt, gura celuilalt și deja este sâmburele de scandal acolo. Din păcate am întâlnit foarte multe familii care s-au obișnuit așa și în loc să găsească răcorire acasă, este un permanent vulcan și îi suficient numai să intre celălalt și deja este spațiu suficient ca să explodeze un conflict. Pentru că orice cuvânt spus, orice privire, simpla prezență deja creează o anumită tensiune. Acești oameni nu spun că nu se iubesc, dar ei se transformă în dușmanul iubit de aproape. Stai, te gândești la el, la ea și zici, băi, omul pe care îl iubesc și în același timp este omul pe care nu mai suport. Este iubitul dușman de aproape. Este un paradox al multor familii. Mă rog Domnului să ne transforme o astfel de atitudine și am să vă spun de ce. O familie conflictuală creează un spațiu de nesiguranță în casă. Soțul merge cu greu acasă, soția merge cu greu acasă, dar știți cine plătește cel mai mare preț? Copiii. Am întâlnit tineri care au spus, abia aștept
să scap din casa asta. Fată mi-a spus, abia aștept să vină primul, nici nu-mi pasă cine-i. Nu-mi pasă dacă îmi place, nu-mi pasă dacă e bun sau rău. Vreau să scap din casa asta de nebuni. Pentru că este un mediu de nesiguranță și ne dăm afară copiii dacă nu creăm acasă un mediu de siguranță, de liniște și de pace. Dumnezeu să binecuvinteze casele noastre cu pace. Al doilea tip de familie pe care l-am văzut este familia indiferentă, este la polul opus. Nici familia conflictuală, normal că nu-i bună, dar nici familia indiferentă nu-i bună. Familia indiferentă este familia care a ajuns într-o stare de resemnare. Poate unul a fost agresiv, unul a avut personalitate puternică, unul a fost orgolios și tot timpul s-a impus, n-a negociat, a fost bărbatul ăla care a zis, dacă-s bărbat, sparg masa cu pumnul și s-a impus și ceilalți s-au resemnat. Oricum nu se poate. Oricum nu se poate, n-am nicio șansă, la ce bun să mai încerc ceva. Familia asta e clar cum va fi. Ei, este familia alunecată în extrema cealaltă, familia indiferentă. Familia aceasta indiferentă este o familie nefuncțională. Pentru că Dumnezeu vrea să fim binecuvântați în interiorul familiei. De aceea o să vedeți în această zi, mie nu mi-este teamă de cuvântul conflict. Dacă cumva vă este teamă de cuvântul conflict în familie, încă n-am învățat ce-i cu adevărat conflictul. Pentru că voi vedea că conflictul poate să fie o mare binecuvântare pentru familie. Familia unde, care nu mai are niciun conflict înseamnă că nu mai are niciun dialog. Familia care nu mai are niciun conflict înseamnă că nu mai are nicio negociere. Ori tocmai aici este maturitatea casei. Maturitatea casei înseamnă să-l ridic pe celălalt, să-l întăresc pe celălalt, să-l ascult pe celălalt, să văd diferențele din celălalt și să negociem, să vorbim, să creștem împreună, nu să devenim indiferenți. Înseamnă că cel puțin unul e mort în casa aia. Tăcut, resemnat, nu mai există, depersonalizat. Familia indiferentă nu este modelul bun. Apoi, există al treilea tip, este familia perfecționistă. Familia perfecționistă nu este neapărat familia conflictuală, dar este familia care trăiește sub un stres inutil. Este un stres inutil pe care unul și altul și-l pun reciproc, sau poate doar un perfecționist îl pune asupra celorlalți. Este familia în care niciodată nu este mulțumire, niciodată nu-i destul de bine, niciodată nu-i suficient, copiii niciodată nu învață destul de bine, copiii nu le fac pe toate și tot timpul la noi în biserică suntem în competiție. Cum? Între copii. Păi am eu cel mai bun și la trompetă, și la pian, și la matematică, și la fizică, și la sport, și la geografie, am eu bun la toate. Și te duci acasă și le iei de urechea tău și zici, bă, tu de ce nu poți? Și tot timpul o să cerem lucruri pe care nu le pot. Și nu mai chinuim pe cei din casa noastră, apoi câte o soție se uită așa la soțul ei și zice, vai, șamar, uite-mă, uite la altă, am eu? Nu, nici cum, nu poate, ce să faci? Asta. Și se pun ștachete nerealiste cu privire la partenerul de viață și cu privire la în interiorul familiei. Și nu mă refer aici doar la curățenii și la lucrurile astea. Știți, doamnele alea care sunt stresate, măi, intri la ele în casă, e o curățenie lună și bec. Și vă vezi stresată, toată e Marta și se învârte. Și ce faci, soră? Ce? Păi tu nu vezi ce mi-e murdărie în casă? Trebuie să mă apuc de făcut curat. Și da, unde e soră? Că e curat. Nu acolo, pe-n colțuri și dă și spală și aspiră prin colțuri. Niciodată nu-i bine. Ajunge să se auto-învinovățească tot timpul că nu-i destul de bine. Mâncarea niciodată nu-i destul de bună, curățenia nu-i destul de bună, nu se ocupă destul de bună, nu se ocupă destul de copii și este o auto-învinovățire dintr-un perfecționist care strică relația din interiorul familiei. Este ca și, vă aduceți aminte, era, nu știu dacă mai este cuvântul, ca o cuptă cu sarmale sub presiune, e casa asta perfecționistă. Nu știi unde pleznește supa paie odată. Și a patrulea tip de familie este familia relațională. Familia relațională este familia așezată. Este familia care înțelege valoarea celorlalți. Este familia care are timp unul pentru celălalt, este familia care comunică, familia care se iubește, care se respectă, care își acordă timp și nu uitați, cei mai mari hoți de astăzi nu sunt de bani, sunt de timp. Și noi investim timp în cei prioritari. De aceea este important să ne oprim și să ne așezăm, să creăm un spațiu relațional.
E familia aia în care, când intră tata în casă, fetița abia așteaptă să fugă în brațe la el, nu în dormitor la ea și să trântească ușa. Aia nu-i familie relațională. Familia relațională e familia unde nu se tace la masă. Știu că am fost învățați noi pe vremea Ceaușescu să cântăm că noi la masă nu vorbim. Vai de familia unde nu se vorbește la masă. Nu-i lipsă de educație să nu vorbim la masă. Ascultă, vorbiți la masă, mai și mâncați. Deci familia relațională, aceasta este voia lui Dumnezeu, să ne vedem unul pe altul, să ne ridicăm unul pe altul, să creăm poduri, nu ziduri între noi. Poduri, nu ziduri între noi. Să-l vedem pe adolescentul ăla insuportabil. Pe catârul ăla pe care nu-l mai pricep. Să-l văd că e copilul meu, e într-o etapă dificilă din viață și are nevoie de mine. Îmi vine să dau cu el. Și totuși trebuie să-l înconjur cu iubire. Trebuie să-l înconjur cu dragoste. Să înțeleg dincolo de ceea ce este aproape imposibil să înțeleg pentru vremea mea. E al nostru. Este darul lui Dumnezeu. Nu uitați, tinerii de astăzi trăiesc într-o vreme mai grea decât am trăit noi. Vei spune, ei, cum așa, uite, au de toate, mă, uite-te ce bine sunt îmbrăcați, ei, uite ce telefoane au toți, mâncă unde vor, uite ce mașini, cu ce mașini au venit la conferință. Nu din punctul ăsta, pot să aibă câte vor. La câte ispite sunt expuși ei astăzi, noi n-am fost. În jurul nostru au fost niște garduri mai clare, chiar pe vremea comuniștilor. Păi nu vă supărați. Eu am mai zis lucrul ăsta. Noi făceam școală și sâmbătă, apropo. La noi se făcea școală. Adică era școală la noi. Și sâmbătă. Și sâmbătă îmi aduc aminte că aveam diriginții. Și venea doamna tuvașa dirigintă și ne spunea, bă, să te speli, să vorbești corect, du-te la tuns, să-ți ajuți părinții, să muncești, să înveți, să-ți faci o familie bună, să fii cinstit, să fii loial. La diriginție și meream a doua zi în biserică și vinea păstorul și îmi spunea același lucru. Același lucru. Bă, copile, să fii cinstit, să fii... Singurul lucru care ne spunea un plus la biserică era să-L iubești pe Domnul. Aia nu ne mai spunea la școală. Să-L iubești pe Domnul. Dar astăzi ce le spune la școală? Astăzi în ce lume se mișcă? Păi eu primul ăsta episod de desene animate l-am văzut prin geam de afară la vecini. N-am intrat în casă. M-am cățărat așa pe pervaz. Știți dumneavoastră că v-ați uitat. Da? Pe pervaz și ne-am uitat pe geam. Am zis că vai de mine. Și apoi să vedeți noaptea aia mustrări de conștiință. Vai, cercetări ale Duhului. Plâns în pat că m-am uitat la televizor la vecini. Știți dumneavoastră. Și astăzi, ăștia trăiesc într-o lume în care toate scârboșenile sunt la liber. Orice nebunie e la un clic distanță. Dumnezeu să păstreze generația tânără curată. Păstrați-vă ochii curați, păstrați-vă inima curată. Vă rog din suflet să ascultați-mă, nu vă compromiteți. O imagine murdară rămâne în minte pentru mulți, mulți, mulți ani. Numai lui Duhul lui Dumnezeu poate să spele o asemenea imagine. Rămâne un sentiment al vinovăției care ne transformă în oameni ineficienți. Haideți să mergem mai departe. Și acum aș vrea să, pentru următoarele momente, s-a întâmplat ceva cu computerele, cred că, pentru următoarele momente aș vrea să înțelegem, așa cum am spus, conflictul. Noi ca români nu am fost învățați, n-am avut educația conflictului. Noi n-am avut educația conflictului pentru că pentru noi conflict a însemnat numai circ și scandal. Vom înțelege însă în această dimineață că conflictul poate și trebuie să fie o mare binecuvântare pentru noi. Cum adică așa? Dragii mei, nu există creștere și maturizare fără conflict. Nu există legătură strânsă între soț și soție fără conflict. Dar vă rog să vă scoateți din minte această paradigmă a conflictului transformat în scandal. Eu nu vorbesc de scandal, vorbesc despre conflict, pentru că avem două tipuri de conflict. Uitați-vă la mine. Un tip de conflict este pozitiv și aduce o mare binecuvântare în familie, un al doilea tip de conflict ne nenorocește. Toată cheia mesajului meu este aici.
Când apare conflictul, reușim să-l ținem în zona corectă și să ne maturizăm și să creștem, sau alunecăm și îl transformăm într-un blestem pentru familia noastră? Iată care sunt aceste două tipuri de conflict. Primul tip de conflict este conflictul cognitiv sau intelectual. Acesta este un conflict pozitiv. Ce înseamnă asta? Uitați-vă, vă rog, la soțul, la soția dumneavoastră. Uitați-vă un pic la ea. A, puteți să vă uitați. Tinerii, prin credință, uitați-vă la cineva. Vreau să vă spun ceva. Vorba românească, poate ați mâncat un sac de sare împreună sau poate aveți așa un anișor, doi anișori, câteva luni de căsătorie. Avem impresia că ne cunoaștem atât de bine și că suntem la fel. Dragii mei, suntem atât de diferiți în aceeași casă. Și asta nu-i rău! Dragul meu tânăr, nu-ți căuta neapărat pe cineva care gândește exact ca tine, mă refer aici la valori, nu la valori, ci mă refer la modul de a gândi, de a visa, de a aștepta, da? La lucrurile acestea personale. Soția este atât de diferită de soț, soțul este atât de diferit de soție, gândim diferit, am avut așteptări diferite când ne-am căsătorit. Noi bărbații credem că doamnele noastre au așteptat același lucru de la căsătorie pe care l-am vrut și noi. Nimic în comun n-au avut. Dar nu ne-a spus nimeni înainte. Noi ne gândeam căsătoria într-un fel și nici nu o comunicăm. Noi numai le ducem pe steale, pe lună, înainte de căsătorie. Dar în mintea noastră e altceva. În mintea lor e altceva. Și noi nu știm ce e. Și ne trezim cu un om străin lângă noi, care vrea altceva, funcționează altfel, aduce bucurie altfel, o necăjește altceva. Și ne uităm la așa și zice, dar tu cine ești? Dar tu cine ești? Și atunci ne dăm seama că gândește diferit. Nu e o problemă că suntem diferiți. E un mare har să fim diferiți. Pentru că acolo unde nu sunt eu, este ea. Și unde nu este ea, sunt eu și noi trebuie să ne completăm, nu să concurăm. În familie nu trebuie să fie competiție, ci relație. Asta înseamnă că Dumnezeu acoperă vulnerabilitățile soțului prin soție și vulnerabilitățile soției prin soț și lipsurile soțului prin soție. De aceea îi voi face un ajutor, nu oricum, nu un ajutor să dea cap în cap, un ajutor potrivit, care se intre exact perfect acolo unde lipsește mie. Asta înseamnă că avem opinii diferite. Aici e cheia. În momentul în care trebuie, zilnic decidem, zilnic vorbim, sper că zilnic, și atunci avem de ales împreună. Ce facem când ea vrea una și eu vreau alta? Aveam odată o conferință pe care am intitulat-o Când amândoi avem dreptate. Dar tot timpul avem dreptate amândoi, că dacă nu considerăm că avem dreptate, n-am opinie. Opinia mea este așa cum este pentru că cred că am dreptate. Opinia ei este așa pentru că ea crede că are dreptate. Ei, frumusețea familiei este maturitatea de a discuta de pe poziții diferite. Asta e frumusețea, aici este maturitatea. Familia în armonie nu este acolo unde de fiecare dată gândesc la fel. Mai sunt și bărbați care spun, știi ceva? Gândești ca mine, da? Ai terminat. Ajunge familie indiferent. Ei, dar, ascultați-mă cum, conflict cognitiv pozitiv este atunci când avem maturitatea, înțelepciunea, să dialogăm cu mintea la purtător. Deci să dialogăm cognitiv, inteligent, pe argumente. Și eu spun, eu cred că e bine să cumpărăm mașina asta, pentru că, e argumentul bărbatului, ea zice, totuși, părerea mea este că e mai bine să cumpărăm mașina cealaltă, pentru că. Și eu vin cu celălalt argument. Zice, da, nu era ideea ta, nu-s de acord, dar noi suntem cu, nu era, știți cum se zice, dacă vrei să nu faci un lucru, zici, nu era ideea. Nu era ideea ta, dar, uite-te, bărbați ce fac, se uită sub capotă, da? Și zic, da, uite, noi suntem în slujire, câteodată avem evangelizări la distanță și noi trebuie să dăm un pic tare, deci ne trebuie de la vreo 420 de cai în sus. Ea nu înțelege nimic cu cai, ea crede că e vorba de trăsură, nu știu ce.
Și zice, ea zice, punctei de vedere, zice, da, dar nu-i roșie. Și avem argumente diferite. Ce înseamnă asta? Frumusețea într-o familie este atâta timp cât stă în zona discuției pe argumente. Pentru că la un moment dat, argumentele unuia se termină sau sunt mai slabe. Dragii mei, când discutăm pe argumente, pentru că ambii vrem binele familiei, nu înseamnă că unul pierde și unul câștigă. Înseamnă că luăm decizia cea mai bună împreună. Eu n-am o problemă să-i spun la Mihaela câteodată, tu Mihaela, cum ai văzut asta? Că uite, nu m-am gândit la asta. Ce bine! Nu, se întâmplă des, e drept, da? Din perspectiva unor, așa m-a întrebat unul, mai fac o glumă, m-a întrebat unul, zice, mă, cine conduce la tine în casă? Cum adică, ce întrebare asta, cu cine conduce? Păi eu conduc. Ce serios? Ești printre primii bărbați care are tărie să zică că eu conduc. Și am zis, da, uite, m-am dus o dată la Mihaela și am zis așa, m-am uitat în ochii și am zis, Mihaela, eu sunt liderul casei, da? Da. Uite, am decis, de astăzi tu conduci. No? Bun, deci atâta timp cât discutăm pe argumente, înseamnă că familia crește. Numai că lucrurile se schimbă radical. Ăsta e conflictul pozitiv-cognitiv. Lucrurile se schimbă radical când? Când conflictul devine emoțional. Deci, am zis așa, cât timp discutăm argumente, familia crește. La un moment dat se termină argumentele unuia, dacă e nepocăit, dacă e mândru, dacă e orgolios, nu va ceda. Și atunci, aici e toată cheia, ascultați-mă, toată cheia între o familie frumoasă și una care se nenorocește este momentul ăsta, dacă păstrăm conflictul în sensul cognitiv sau îl coborâm din minte în inimă. Și atunci orgoliu și nepocăința unuia, știi ce face? Nu mai discută argumente, atacă persoana. Aici este toată nenorocirea în familie. Și când nu mai am argumente, știi ce spun? Am știut-o că tu întotdeauna, toată ești camăta. Și începem să atacăm, că tu niciodată, nu, numai cum vrei tu. Și... Deci nu mai discutăm argumente, începem să atacăm persoana. Și când începem să atacăm persoana, avem un singur scop. Cum să o rănim mai tare? Și căutăm în noi formulele cele mai eficiente să tăiem cel mai adânc și să producem cea mai mare durere în celălalt. O asemenea familie este nenorocită. Într-o asemenea familie apare scandalul des. De aceea v-am spus, nu vă speriați de termenul conflict atâta timp cât îl păstrăm în zona maturității, a pocăinței, a lipsei de orgoliu, altruismului, dar în momentul în care încep să-mi scot colții, încep să mă uit la mine, las mândria să se ducă în sus, pun pocăința la ușă, în momentul ăla conflictul devine circ, scandal. Și apoi inventăm onomatopei și alte asemenea interjecții. Aș vrea să mergem mai departe și să vedem, ne uităm acum la conflictul acesta cognitiv. Conflictul cognitiv se naște din trei segmente, da? Deci este cel pozitiv. Primul, diferențele de opinie. Al doilea este, a doua sursă pentru conflictul cognitiv este diferențele de nevoi fundamentale și al treilea, diferențele din creație. Așa foarte puțin să ne uităm peste acestea. În primul rând am zis că conflictul acesta pozitiv, cognitiv, vine prin diferențe de opinie. Și ne trezim uneori și ne întrebăm, bă, dar de unde le are? Că eu n-am văzut partea asta înainte să ne căsătorim. De unde îi vin ideile astea în cap? De ce se comportă așa? De ce face așa lucrurile? Și haideți că nu vreau să fiu abstract, vreau să fiu foarte practic. Bă, cum o veni cu ideea asta să gestionăm banii în casă în felul ăsta? Cum adică ea cu banii ei, eu cu banii mei și fiecare cu... Cum adică viața noastră spirituală e atunci când e program la biserică? Auziți? Viața noastră spirituală e în ziua în care e program la biserică. Păi de unde sunt ideile astea? Și nu ne dăm seama că, de fapt, diferențele de opinie se nasc în primul și în primul rând din istoricitatea fiecăruia. Dragi tineri, vă rog să vă uitați bine la mine acum,
pentru că va urma să aveți o perioadă înainte de căsătorie în care voi credeți că căsătoria e numai cum să vă aranjați florile pe masa de la nuntă și ce culori să puneți, cum să faceți lebăda aia pe pahar. Sunt lucruri mult mai importante în perioada de logodnă. Logodna nu e o petrecere. Logodna e un segment înainte de căsătorie în care trebuie să rezolvați niște probleme. Și prima problemă pe care trebuie să o pricepeți în perioada logodnei, și noi după căsătorie ce n-am înțeles și ne trezim așa cu lucruri de nu știi de unde, este faptul că n-am fost educați să pricepem și să ne uităm la istoria celuilalt. Cele mai multe lucruri pe care eu le aduc în casa mea vin din experiența mea trecută, din istoria mea. Istoria mea nu este altceva decât normalitatea mea. Adică, vin dintr-o casă în care banii au fost în comun, soțul și soția au gestionat finanțele împreună. Celălalt vine dintr-o casă în care el cu banii lui, ea cu banii ei. Și vin amândoi într-o casă și cum e normal acum? Ea zice, ca la mine. El zice, păi, ca la mine. Cum că? Care-i ca la mine acum? Și dintr-o dată ne dăm seama că apare o primă ciocnire. Apare o primă ciocnire. Dacă păstrăm aici la cognitiv, începem să dialogăm. Hai să vedem ce ne învață Sfânta Scriptură. Haideți să căutăm sfatul unui om înțelept, cu experiență. Care e cea mai bună variantă? Și familia trebuie să negocieze două istorii diferite. Un alt lucru care creează diferențe de opinii, pe lângă în istoricitatea aceasta, este, de exemplu, modul în care se ceartă părinții. Într-o familie cearta de fiecare dată coboară spre inimă și apoi înțelegem de ce pe vremea noastră la nuntă se dădea, vă aduceți aminte, se dăduceau cadouri, seturi de farfurii și de pahare și te duci după vreo două luni în casa aia și zice, dar n-am unde să spun să mânci, dar unde-s? Am avut niște discuții mai intense. Înțelegeți, nu? Și copilul ăsta vine dintr-o familie în care normalitatea era câte o farfurie scăpată, intenționată. Celălalt vine dintr-o familie în care părinții, când aveau o dispută, se retrăgeau. Deci stau ceva după ușă, nu? Noi puneam urechea pe ușă, să auzim ce puneam. Nu, auzeam. Ieșeau de acolo, gata, s-a terminat conflictul. Ăștia au avut conflict acolo, da? Au venit, totul era în regulă, au pupat-o mama pe tata, tata pe mama. Gata, noi ce am zis, mă, asta e ceartă? Și vin în aceeași familie și vine conflictul. Nu, cum ne certăm? Păi trebuie să negociem și cum să ne certăm în familie. Pentru că pentru unul este normalitate să-și iasă din fire, să-și piardă controlul. Pentru celălalt normalitate este să discute matur, așezat, educat, pocăiește! Vedeți, istoricitatea contează foarte mult. Pe lângă istoricitate, pentru diferențele de opinie, este și personalitatea, nu mă opresc asupra lor, este și temperamentul, păi este unul vulcanic, altul melancolic, ăștia trebuie să negocieze, că dacă nu, unul tot timpul pierde, nu-i așa? Și aș vrea să mergem mai departe, apoi, tot conflictul acesta cognitiv, adică pozitiv, scoate în evidență niște nevoi fundamentale ale soților, pe care celălalt trebuie să le cunoască. Haideți să vă spun, mă mărturisesc, uite, sunt față la oameni aici, poate ne și urmă. Măresc câțiva pe internet, cred că sunt mai mulți. Vreau să vă spun că eu habar n-am avut care sunt nevoile soției când m-am însurat. Nimeni nu mi-a spus nimic. Nici cărți n-aveam că nu erau, predici nu prea erau, la nunță predicar m-a slăvit să fie Domnul, consiliere premaritală nimeni n-a făcut cu noi și m-am trezit în casă cu doamna mea și am crezut că e ca mine. Am crezut că nevoile ei sunt ca ale mele. Băi, oameni buni, am pierdut ani din viață să descoper cât de diferită e față de mine. Ce aduce bucurie, ce aduce împlinire, ce o întristează. Și haideți să ne uităm foarte rapid, nu stau aici foarte mult. Dragi soți, vă rog să fiți foarte atenți ca să înțelegeți ce nevoi trebuie să acoperiți soțiilor noastre. Prima nevoie a femeii este de dragoste. Și toate surorile au zis... Nu sunteți prea convinse, nu m-ați ajutat mult, dar așa vă trebuie, o să mergeți acasă acum.
Deci, prima nevoie este, de aceea Apostolul Pavel vine și spune, bărbaților, iubiți-vă nevestele! Pentru că cuvântul lui Dumnezeu vorbește vulnerabilităților noastre. Și femeile își iubesc soții, nu-i așa? Amin! Dar, dragii mei, de ce nu le spune și soțiile să-și iubească soții? Pentru că ele n-au o problemă în a-și comunica dragostea. Noi avem o problemă, nu în a iubi, în a arăta. Și doamnele noastre cred că noi nu le iubim. De ce? Nu le știm arăta. Faceți ceva, arătați-le. Lucruri mărunte, ceva. Al doua nevoie a soției este de comunicare. Soția când comunică, uitați-vă la mine, o soție când comunică, ea zidește relație. Noi bărbații când comunicăm, transmitem informație. Noi ne informăm soțiile cu privire la ceva, s-a făcut frig afară, am comunicat, nu mai avem pâine, am comunicat. O soție când comunică, se deschide, uite, își sfârâmă în două pieptul și își pune inima pe masă. Ea se dă pe sine prin comunicare. Soția se comunică pe sine pentru că se face vulnerabilă. De ce? Pentru că vrea relație, nu-i neapărat informație. De aceea noi bărbații când comunicăm, de fiecare dată propozițiile noastre se termină cu deci, da? Noi trebuie să ajungem la o concluzie. Ne-am informat, deci luăm o concluzie, tragem o concluzie și ce avem de făcut? Mâine ne întâlnim și plecăm. Femeile n-au nevoie de asta. Comunicarea e un scop în sine, nu informația din comunicare. Este, și aici au mai mare dreptate ele, îmi pare rău, dar să vă spun de ce. Când ne rugăm, cunoaște Dumnezeu totul? Da? Dumnezeu știe totul, da? De ce ne mai rugăm? Îl informăm noi pe Dumnezeu în rugăciunile noastre? Nici vorbă. Și totuși vrea să ne audă. De ce vrea să ne audă? Și acum poate să-i transformă modul în care ne rugăm noi. Uneori așa ne rugăm ca și cum îl informăm pe Dumnezeu despre ceva ce nu știe. Și Dumnezeu vrea să ne audă inima. Și așa se transformă rugăciunea. Când îți deschizi inima înaintea lui, nu mai ești interesat de ce formule sofisticate să folosești, îl dăm pe spate pe Dumnezeu cu expresiile noastre. Vedeți-vă de treabă. Dumnezeu aude dincolo de cuvintele noastre. Ce? Ne aude inima. De aceea Domnul vrea să lege relație prin rugăciune, nu informație. Apoi, a treia nevoie fundamentală a soției este de conducere. Nu se conducă ea. Aici e confuzia. O adevărată soție, o adevărată femeie, în cea mai adâncă feminitate a ei, o femeie are nevoie lângă ea de un bărbat care știe încotro merge. Dacă bărbatul nu dă o direcție clară casei, este o familie disfuncțională. O femeie neîmplinită, cea care poartă pălăria. Normal că dacă soțul își abandonează rolul, trebuie să-l ia cineva. Dar ascultați-mă bine, dragi soți, familia trebuie condusă. A fi condus nu înseamnă a fi agresiv. A conduce nu înseamnă a fi agresiv. A conduce înseamnă a ști încotro îți duci casa. Și primul domeniu în care trebuie să știi unde îți duci casa este domeniul spiritual. Să zică cineva amin aici. Pentru că la ultimele consilieri în familie, cele mai multe reproșuri pe care le-am auzit din partea soților a fost că soțul și-a abandonat rolul de preot. Și o ultimă nevoie fundamentală a soției este de siguranță și de stabilitate. Oferă siguranță casei. Pe când, acum doamnelor, prima nevoie fundamentală a soțului este de respect. Respectați-vă soții. Ascultați-mă, nu vorbiți cu nimeni despre soții dumneavoastră. E groaznic, nimic mai rău nu poți face casei decât să-ți vorbești soțul sau să-l contrazici și să-l umilești în public. L-ai terminat pentru totdeauna. Din clipa aia ai lângă tine o plantă umblătoare. Să vă ferească Domnul să vă umiliți soții, mai ales în public, dar și acasă. Încurajați-i, ridicați-i. Oricum, săracii, știți dumneavoastră prin ce trec. Doi, soții
a doua nevoie fundamentală este de apreciere. Soțul face ce este apreciat. Când nu mai este apreciat, cedează. De aceea, aveți ochi pentru ce fac soții dumneavoastră. Este o nevoie fundamentală. Ei nu sunt atât de responsabili ca dumneavoastră. A treia nevoie fundamentală a soțului este de intimitate. Și nu intru în detalii aici. Prin creație, Dumnezeu a pus în noi această nevoie mult mai aprinsă decât în partenerele noastre de viață. Și a patra nevoie fundamentală a soțului este de liniște. Soțul, bărbatul, se încarcă ca Tesla în priză când stă 10 minute. Ascultați-mă, nu-i leneș, nu-i inactiv, nu-i bun de nimic, că își ia o ceașcă de ceai sau de cafea când vine la lucru, se așează în fotoliul lui ăla vechi și confortabil și stă. Acum, dragi soți, nu toată ziua, 10 minute. Avem nevoie de un pic de să ne adunăm, să vorbim un pic cu noi, coborâm în noi. Atunci când vorbim cu noi, este de neînțeles pentru dumneavoastră, doamnelor, pentru dumneavoastră toată ziua. Uite, așa e, ca și aspiratorul ăla care nu mai stă, tot așa umblă pe jos. Așa umbla și noastră prin casă. Și îl vezi pe ăsta. Uite la mă, bine că eu tot robotez, stă aici. Uite cum stă. Știți cum l-a întrebat pe ciobanul ăla, stătea așa în botă. Și zice, ce faci, baghe, stai și cujeți. Nu mă stau. Așa suntem și noi acolo. Trece câteodată Mihaela pe lângă mine când, în clipele mele de liniște. Zice, la ce te gândești? Și zic, la nimic. Zice, nu se poate. Te gândești ceva și nu poți să-mi spui atunci. Nu, Mihaela, spune-mi, nu gândesc, nu mă stau. Și trebuie să duc o muncă de lămurire, să-i spun că noi bărbații suntem niște genii care avem capacitatea să nu gândim. Nu gândim. Suntem în liniște, noi cu noi, acolo e o pace desăvârșită. Este o nevoie fundamentală. De aceea când soțul zice, mă duc la pescuit, n-are nicio treabă cu peștele, peștele e la Kaufland. El merge să se bage în priză, da? El cu el. Deci, dacă ne-am uitat la nevoile fundamentale, există și niște diferențe din creație. O primă diferență din creație care creează tensiunea aceasta, conflictul, la cognitiv, la pozitiv, nu-i nimic greșit până aici. Ați văzut lucruri greșite? Nu! Suntem diferiți, trebuie să negociem între noi. Trebuie să termin. Soția este orientată pe relație, pe când soțul este orientat pe obiective. Noi dacă nu avem ceva de rezolvat, murim. Nouă când ni se termină proiectele, bărbatul ăla nu mai există. Gata, au dispărut. Puc, nu-l mai vezi. Pentru că noi existăm prin proiecte, prin obiective. De aceea, noi suntem alpiniștii care trebuie să ajungem la rezultate când soția este interesată de proces. Ea este ca un turist care observă totul. Eu n-am înțeles ce tot mi-a spus Mihaela de ani de zile, că eu numai tot obiective, vârful muntelui. Și Mihaela îmi zicea câteodată, băi, Ioanci, mă, că așa îmi zice, băi, Ioanci, hai să ne bucurăm de astăzi. Câți bărbați ați auzit asta de la... Hai să ne bucurăm de astăzi, că poate mâine nu avem. Eu cum să n-am mâine? Păi mai am de ajuns în vârful muntelui, mai am de rezolvat aia, mai am de construit aia, mai am de făcut aia. Poate nu mai ajungi. Și a lăsat să treacă astăzi. N-ai văzut frumusețea zilei, tu cu gândul la peste 2 ani când îți termin casa. Înțelegeți? Apoi, soția vede, aici suntem, vede tot, dar aproape. Pe când soțul nu vede nimic, foarte îngust, dar vede departe. De ce e important să știm lucrul ăsta? Ascultați-mă un pic. Vi s-a întâmplat să nu vă găsiți ceva pe birou vreodată? Mihaela, unde mi-i? Ce? Mă, nu știu cum, eu cred că are un GPS special. Nu este nimic în 10 secunde să nu găsească în casa aia. Mie 10 zile îmi trebuie să lucru din fața mea să-l văd. Nu știu, cine mi-a umblat pe birou? Dar ce zile pisește? Am avut un document aici. Și vine și zice, da, ia-l, aici. Deschidem frigiderul, nu? Unde-i pateu? Păi nu, în frigiderea din cam... Nu-i aici pateu! Deci. Și vine, deschide frigiderul, zice, ia-l-ai, în fața ta. Ia.
Ia-le. Declan. Uite-l. Uite-l. Dar atenție, avem nevoie să vedem detaliile vieții. Avem nevoie de femei, să vedem detaliile vieții. Ele văd tot. La nuntă, băieți, când vă surați, nu vă bateți capul de nimic. Nu mă încurcați. Lăsați-le pe el. Pe când noi, soțul, într-adevăr vedem puțin, dar noi vedem pe termen lung. Și anume, noi vedem mai bine consecințele. Și de aceea bărbatul zice, mă, nu-i bine să facem așa, că dacă facem așa, eu văd unde ajungem. Când avem încredere unul în altul, ne completăm perfect. Ea aduce detaliile de care avem nevoie să vedem consecințele pe termen lung, pe care le vede bărbatul. De aceea bărbatul ia deciziile pe termen lung mai așezate, spunem noi mai matematic, decât soția. Așa ne-a creat Dumnezeu și bine ne-a creat. Bine ne-a creat. Cred că va trebui să mă opresc aici, nu știu cât, dați-mi încă 5 minute, vă rog. O să trec peste acestea, nu mă mai opresc. Dacă trecem la conflictele emoționale, acestea vin din împlinirea așteptărilor, aici deja ne transformăm în scandal. Da? Aici ieșim din conflictul cognitiv, de care am discutat până acum, și ne mutăm la inimă. Aici sunt neîmplinirea așteptărilor. Orgoliu, știi ce înseamnă orgoliu? Fire nerăstignită. Și perfecționismul, despre care am spus două, trei cuvinte. Și atunci aș vrea doar unul dintre conflictele pe care mi le-am propus, pentru că se potrivește aici, sunt foarte multe. Care sunt familiile sub 5 ani de căsătorie? Vă rog să ridicați mâna. Sub 5 ani de căsătorie. Mai sus. Hai că nu vă facem nimic. Uite câte familii sub 5 ani de căsătorie. Să le binecuvinteze Domnul. Sub 10 ani de căsătorie. Oh, mai multe. Bun. O primă mare problemă care poate să apară în familie este conflictul generațional între familii. Și nu mă refer alte familii, ci mă refer în familie, dar cu familia extinsă. Care este acest conflict? Care este această criză? Este autonomia noilor familii. Și să nu credeți că o să încep să vorbesc acum de socri și soacre, pentru că și eu sunt, ci vreau să vă spun câteva lucruri. Prima criză pe care eu am experimentat-o în familia mea, dacă mă uit 30 de ani în urmă peste, uite-mă cum au trecut 30 de ani, ascultați-mă, atâta de repede trece, nu vă chinuiți, bucurați-vă, prea repede se duce. Prima criză prin care am trecut, n-am știut să-mi întăresc autonomia casei, chiar din primele zile. Și uitați cum apare. Vă dau un exemplu și înțelegeți. Mă duc la biserică după luna de miere și vine socra. Mai ales acolo unde și părinții și socris în același oraș apare problema asta, dar și la distanță, că acum zbârne telefoanele și FaceTime-ul. Vine socra la mine și zice, băi Ioance, am auzit că îți plac niște sarmale. Uite, am făcut niște sarmale, cum îți plac ție? Vă așteptă la masă. Vine socra, mergem la masă. I-am dus la ea. A doua duminică, am auzit că îți place friptura aia de nu știu ce, cu salată de bœuf, cu... Bine, soacră, merge la masă. A treia duminică, mi-a spus mie cineva că ai o slăbiciune pentru miel, să nu credeți că mi-e foame acum. Bine, soacră, merge la masă. Și când să ies, a venit mama la mine. V-am spus ceva despre mama. S-a uitat așa, mama avea tăria să spună lucruri total inconfortabile, uitându-se în ochii tăi. S-a uitat în ochii mei și a zis, acum la noi acasă nu-i mai bine, numai la... Fără să facă nimic greșit, Mihaela, m-am dus la Mihaela cu o falcă în cer și una în pământ, am luat-o de după oșul la biserică, și am zis, știi ceva, azi nu merge la maică ta. Și mi-a rămas, da... Dar de ce vorbește așa? Vă dați seama, au rămas paralizat așa. Cum pot eu să vorbesc așa? Dar nu trebuie să mergem, a zis ea. Și dintr-o dată am simțit că poate să apară o tensiune despre modul în care părinții se implică prea mult în familiile tinere. Nu vă nenorociți copiii!
Ce înseamnă asta? Câteva greșeli din partea părinților. Să fie un semnal ăsta? Să fie ceva? Îmi transmit mesaje de acolo? Ca să știu. Câteva greșeli pe care părinții... Acum, dragi tineri căsătoriți, ascultați-mă. Părinții nu din răutate fac ceea ce fac, ci din prea multă dragoste. Dar marea problema lor este că nu știu să-și ajusteze dragostea la noua realitate. Se bagă prea mult soacra, nu că te urește pe tine, ginere, ci că își iubește prea mult fiica și nu știe unde să pună stop la dragostea ei. Din intenții bune ies lucruri rele când ne băgăm prea tare în familia copiilor. Apoi, o altă greșeală, când părintele a fost hiperprotectiv cu copilul înainte de căsătorie, nu are mai cum să dea drumul așa într-o zi de nuntă. O purtat-o ca pe o prințesă, domnule, GPS, i-o pus pe telefon, tot o știu, da? Și am o să o dea la altul, să o duc. Păi normal că dacă a fost hiperprotectiv, numai că nu mere și ascultă la ușă, nu? I-o instala camere secrete, sau băiatul, zice, mama, dacă i-o dus tăvița cu mâncare în pat la prințișor, nu? Și am o măritat, o dat-o pe mâna lui asta, zice, mă, are i-a dat de mâncare, mă, i-a spălat hainele, nu? Și atunci ce face? Să duce să controleze ce face cu prințișor. Nu din răutate, este un spirit protectiv. Faci rău și pui o travă în casă. Oprește-te! Oprește-te! Apoi, s-ar putea să fie părinți dominanți și vor să continue să fie dominanți și după. Sau n-au tăiat cordonul umbilical. Pot să fie și greșeli din partea copiilor, nepregătiți pentru căsătorie, dependenți de părinți, motivații greșite pentru căsătorie, neîncrederea în partener. Da. Acolo se pune pe never saving desktop. Trec peste acestea foarte repede, nu mă mai opresc, pentru că vreau în ultimul minut și putem să ne pregătim pentru cântare. Există aici o relație pe care aș vrea să o vedeți, și anume, părinților, dați sfat, dar nu aveți pretenția să luați decizii în familia copiilor. 2. Copii, ajutați-vă părinții, dar reciproc ajutați-vă, dar fără pretenții. Copii, respectați-vă părinții, dar nu trebuie să fiți obedienți. Autonomia familiei înseamnă, bărbatule tânăr, uită-te bine la mine, înseamnă să-ți iei soția, să stați de vorbă și să zici, deci ascultăm sfatul părinților, îi respectăm, dar deciziile se iau în casa noastră. Nu la părinții tăi, nu la părinții mei, aici se iau deciziile. Dacă nu veți reuși să vă stabiliți autonomia, o să aveți mari, mari probleme. Pentru că, și aș vrea să încheiem acum cu ultima parte pe care n-am cum să o sar, și anume, dragii mei, ascultați-mă bine. Soluția conflictelor nu-i psihologul care ți-a o căruță de bani. Soluția nu-s nici măcar cărțile care-s bine de citit. S foarte bine de citit și ar trebui să citim. Soluția alta. Soluția în familiile unde a împătruns conflictul destructiv este prezența lui Dumnezeu în casă. Și prezența lui Dumnezeu înseamnă să aprindem altarul casei. Pot să vă dau câte sfaturi vreți și să facem psihologia familiilor și psihoterapia familiilor. Nu sunt împotriva lucrurilor noi și așezate. Dar nimic, nimic, nimic nu va putea să substituie altarul casei.
Și ăsta nu-i din când în când. Altarul casei înseamnă întâlnire zilnică cu Dumnezeu. Întâlnire zilnică cu Dumnezeu. Când aprindem altarul casei, păstrăm unitatea, că îi aducem pe toți împreună, ne așteptăm unul pe altul, ne adunăm în același spațiu. Acolo-i Scriptură, e rugăciune, acolo-i Dumnezeu. Asta-i soluția la conflicte. Când ne ținem strânși de Dumnezeu, nu pot demonstra apartenența și dependența mea de Dumnezeu la programele de biserică. Adevărata credința mea se vede în altarul casei, cu soția și cu copiii lângă mine. Când aprindem altarul casei, ne vindecăm. Atunci învățăm să practicăm împreună discipline spirituale. Avem Scriptura împreună, nu fiecare cu Biblia lui în cameră. Avem rugăciune împreună, avem post împreună, ne sfințim împreună. Asta vrea Domnul. Să aprindem altarul, nu știu ce decizie ai luat. Nu știu, Domnul știe, Duhul lui Dumnezeu știe unde te-a cercetat. Poate ți-a vorbit numai minții, dar îți vorbește acum inimii Dumnezeu. Ia o decizie, dacă n-ai aprins altarul, du-te cu asta de la conferință. Să nu lipsească altarul! Să nu lipsească altarul! Asta ne ține în unitate și aici dăm socoteală unul altuia. Acolo ne ținem responsabili unul pe altul. Vorbim prin ce ne-a trecut Duhul lui Dumnezeu, prin cum ne-a vorbit Dumnezeu astăzi, ne încurajăm, ne zidim. Dragi soți, nu știu cum să vă spun mai bine, aprindeți altarul în casă. Protecția lui Dumnezeu coboară atunci, Duhul lui Dumnezeu coboară atunci, copiii se mântuie atunci. Când avem altarul casei, atunci, dragii mei, creăm din casă acasă. N-avem numai casă, avem acasă. Și acasă-i locul nostru sfânt, acasă-i locul nostru sigur. Fă din casa ta locul unde copiii abia așteaptă să ajungă acasă. Fă din casa ta locul unde soțul abia să aștepte să ajungă acasă. Nu să se gândească, astăzi ce o mai fi, azi din ce o porni, azi ce s-o mai întâmpla. Lasă pe Duhul lui Dumnezeu să locuiască în casa ta. Fă un loc sigur, hai să stăm ridicați înaintea Domnului. Fă un loc sigur și lasă pe Dumnezeu să locuiască în casa ta și să binecuvinteze toate familiile și să binecuvinteze toate viitoarele familii. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să lase Duhul Său peste noi. Aleluia!